Deci, întrebarea cea mai frecventă pe care o primesc vis-a-vis de Theta Healing este dacă Theta Healing vindecă și boli. Da, Theta Healing vindecă și boli. Theta Healing este a pornit, de fapt, de la nevoia Vianei Stibal, care este creatoarea acestei tehnici din America, de vindecare. Ea avea la vremea respectivă un picior diagnosticat cu cancer în zona genunchiului și situația ei, starea ei de sănătate era grav afectată. Datorită unei experiențe anterioare în care ceruse o vindecare lui Dumnezeu pentru mătușa ei și a funcționat, într-o zi asta și s-a gândit, dar de ce n-ar face același lucru pentru ea însăși? A intrat în această stare de meditație, de profundă conectare cu Dumnezeu, care a devenit ulterior, a căpătat titulatura aceasta de Theta Healing și a cerut o vindecare pentru piciorul ei și s-a vindecat. A doua zi era bine mersi și piciorul ei, care înainte fusese cu 2 cm mai scurt, revenise la dimensiunea inițială și cancerul dispăruse într-un mod miraculos. Dar bineînțeles că oamenii sunt sceptici și la miracole care se întâmplă în fața lor, însă cu tot scepticismul unora, există oameni care își doresc să creadă mai mult decât își doresc să pună la îndoială. Iar acei oameni au venit la Viana și i-au cerut ajutorul să îi vindece și pe ei, iar vindecările aveau loc. Iar alții i-au cerut Vianei să le explice cum se poate așa ceva. Și lucrul acesta a fost împachetat și transmis nouă sub această denumire de Theta Healing. Theta Healing este de mai bine de vreo 16 ani prezentă. La ora actuală Viana are 51-52 de ani, cam așa ceva, și în continuare predă această tehnică peste tot în lume. Există mii de instructori care sunt certificați să predea această tehnică și există câteva sute de mii. Viana ne spunea acum 2 ani că erau deja peste 200 de mii de practicanți, adică absolvenți de Theta Healing, care, bineînțeles, dacă aleg, pot să practice această tehnică ca și terapie alternativă. Theta Healing este a pornit, după cum vă spuneam, în primul rând ca o nevoie de vindecare fizică. Și, într-adevăr, o altă întrebare pe care am primit-o și eu a fost: chiar funcționează Theta Healing la vindecări fizice? Da, chiar funcționează. Și am observat și din practica mea, mi s-a cerut să fac vindecări, să-i ajut pe oameni și am făcut ceea ce tehnica ne învață, adică am intrat în starea Theta și am cerut creatorului și am vizualizat intenția de a repune într-o stare de sănătate optimă diferite persoane care aveau afecțiuni. Unii s-au vindecat, unii nu s-au vindecat. De exemplu, țin minte la un moment dat, la un seminar de la Cluj, a venit un soția și un domn să mulțumească pentru că la un moment dat, nici nu mai știam eu când, cerusem și făcusem o vindecare, cum s-ar zice, la distanță pentru domnul respectiv, care urma să intre într-o operație la ortopedie la Cluj. Deci, practic, asta se întâmpla într-o duminică și dumnealui urmea să aibă operația luni. Luni, când urma să intre în operație, s-a constatat că, de fapt, nu mai aveau ce să opereze și au zis: probabil au fost analizele greșite și de fapt poate că omul ăla chiar n-avea nimica. Deci, da, vindecări de oase rupte se face. La un moment dat lucram cu o doamnă care avea niște probleme la încheieturi, niște probleme la tendoane, la ligamente, cred că ligamente li se spune, și la doamna respectivă problemele erau, sau aceste zone de încheieturi au legătură cu susținerea altora. Iar în momentul în care am eliberat din dumnea ei această presiune pe care o simțea că trebuie să-i susțină pe ceilalți și că viața ei nu mai înseamnă nimica decât să-i susțină pe ceilalți și lucrul acesta o presa, pur și simplu a avut loc și acea vindecare la acele încheieturi. La un moment dat am primit tot așa o cerere și am lucrat pe vindecarea unei doamne care avea un cancer extins în tot organismul. La o săptămână mai târziu, după ce și-a făcut niște analize, cancerul se restrânsese și mai era prezent doar într-o mică parte din, cred că stomac, parcă. Mai rămăsese doar foarte puțin, dar într-un timp miraculos, ținând cont că era extins în tot corpul. Ca să nu mai vorbim de banalele răceli, care sunt la ordinea zilei și care se rezolvă foarte repede, de la cistite, iar cel mai simplu, din perspectiva mea, pentru că asta a fost și prima vindecare pe care eu am experimentat-o asupra mea, stările de depresie, de anxietate, sunt cele mai simple de vindecat cu Theta, pentru că, de fapt, oamenii când trăiesc într-o stare de anxietate și de depresie, le lipsește fundamental sensul vieții, le lipsește bucuria de viață.
Lucru care se rezolvă foarte repede în momentul în care omul învață să se conecteze la iubirea necondiționată a lui Dumnezeu, pentru că iubirea aceasta vine la pachet și cu pace și cu liniște și cu relaxare, și în momentul în care am văzut că mi este atât de ușor accesibilă, pentru ce să mai fiu deprimată, adică toate celelalte lucruri se dizolvă foarte ușor atunci când te simți sprijinit de Dumnezeu. Sunt și alte multe exemple, dar acum astea mi le-am adus aminte vis-a-vis de vindecări, de la gastrite și ulcere la tot felul. Singurele provocări pe care personal le-am avut a fost cu bolile pe care, mă rog, în principal cu Alzheimer, pentru că acolo nu mai este vorba despre, mai ales într-un stadiu avansat, sufletul oarecum deja a ales să plece mai departe. Și a fost destul de provocator, pentru că este un domeniu în care n-am lucrat cu foarte mulți oameni, iar cu cele 2-3 persoane care am lucrat nu am putut spune că am simțit vreun efect semnificativ al lucrului cu teta asupra lor, pentru că decizia sufletului cumva era luată deja să plece, iar Alzheimer-ul era doar o metodă de exit din această lume pământească. Deci câteodată anumite afecțiuni se vindecă imediat, pentru altele este nevoie de lucru cu convingerile și a vedea ce anume blochează vindecarea, adică de ce omul respectiv nu-și dorește cu adevărat, deși declară că vrea să se vindece, de ce îl împiedică sau ce beneficii are din acea boală care dacă ar elibera boala ar pierde beneficiile. Și atunci este nevoie de munca cu convingerile. Și aici ajungem la al doilea tip de vindecare, care este specifică în Theta Healing, și anume vindecarea care are loc la nivelul corpului mental, adică al programelor cu care noi suntem familiarizați și cu care ne identificăm și care ne dau perspectiva despre viață. Și aceste programe pot fi pozitive și să ne sprijine sau pot fi negative. Dacă avem un program de lipsă de încredere în sine sau avem un program că viața e grea și că oamenii ne fură și ne păcălesc și ne trădează, sau dacă avem un program că merităm să suferim și că merităm să plătim cu vârf și îndesat pentru cine știe ce prostii pe care poate le-am făcut în tinerețe, programe de genul acesta mențin o stare de stres, afectează sistemul imunitar și ca atare sistemul imunitar, luptându-se mai degrabă cu programele decât luptându-se în mod real cu virus sau cu bacterii, consumă foarte multă energie care în timp începe să afecteze diverse organe care corespund acelor programe. O carte minunată care ne arată corelațiile între tiparele mentale și bolile aferente, cea mai bună, cea mai complexă pe care eu am găsit-o, este a unui domn, se numește Jacques Martel și se numește Marele Dicționar al Bolilor și Afecțiunilor. O carte foarte bună, dar mai utilă pentru cei care cunosc Theta Healing, este și cartea de Theta Healing, Terapia Theta, Boli și Afecțiuni. Dacă vă uitați, o să o găsiți, este realizată sau tradusă de editura Adevăr Divin și o găsiți pe divin.ro. Acolo, de asemenea, Viana a centralizat peste 40.000 de spețe, să zic, și diferitele afecțiuni, ce convingeri fundamentale sau ce emoții le generează, și este foarte eficientă, dar este mai ales utilă pentru cei care știu deja să lucreze cu Theta Healing, pentru că altfel sunt doar niște conștientizări care pot avea loc, dar unele nu vor fi suficient de profunde ca să producă și vindecarea respectivă.